Ei bine, acum a venit momentul să o vedeți pe mama voastră, femeia care a slăbit peste 150 de kilograme într-un an de zile și pe care noi astăzi am dus-o la un salon. 16 de ani a stat în casă, da? Da. Acum aveți ocazia să vedeți cum s-a simțit astăzi și apoi o să fiți surprinși pentru că dumneavoastră este aici, da? Și o să vedeți total schimbată. Și dumneavoastră va fi surprinsă când o să-și vadă copiii lângă mine în platou, da? Haideți să o vedem pe mama voastră astăzi când a avut o zi de răsfăț. Bună ziua, doamna este... Bună ziua! Alingă lăță. Îmi pare bine. E prima oară când experimentăm așa ceva. Da. Sunteți un personaj foarte curajos. Ați alăptat pentru o viață în loc de un drum fără întoarcere. Da, vă mulțumesc. Eu zic să ne bucurăm de surpriza de astăzi, da. Și să mergem în magazin, da, mergem ca să alegem varianta bună. Sunteți română în zona pozitivă, iar vestimentarul asta face, asta e logica lui, să vă pună în evidență chiar și în perioada de tranzit. Haideți să o luăm pe aici. Soluția, una dintre soluțiile cele mai, hai să spunem, certe, e să mergeți pe o zonă clasică. Clasicul, de fapt, s-a născut pentru persoanele cumva peste 40 de ani. Cât de curajoasă sunteți în privința acestei schimbări a stilului vestimentar? Ce credeți că va spune soțul? Mă întrebați publică dacă eu am stat numai în casă, am stat numai în fustele alea care vi le-am arătat și numai în... Deci eu vă zic drept, eu când m-am văzut și în pantaloni așa, mi-era rușinic ca să ies din casă afară, ca nu mă vede lumea, zice că sunt... Scuzați-mă. Deci, una dintre elementele pe care eu vi le recomand și pentru dumneavoastră ulterior, da, sunt trenciurile. Dacă vrem mai de primăvară, putem merge pe un trenci mai deschis la culoare. Asta noi o să testăm și niște variante mai deschise și niște variante mai închise, să vedem ce vi se potrivește foarte bine. De asemenea, dacă vrem o rochie lungă, pentru că încă se mai lucrează la zona picioarelor, e preferabil o rochie lungă. Mai lunguță, dacă... Mai lunguță, însă cu elemente fine. Sunt elemente de rafinament, ca să arătați că v-ați descoperit și feminitatea cu ocazia asta. Ok, eu aș merge pe această rochie, ca să o testăm. Aveți aici... Tot ce am ales, dar pe mărimea dumneavoastră. Doamna Lenuța, sunteți gata? Da. Hai să vedem ce zice doamna Lenuța. Ce ziceți, doamna Lenuța? E bine. Vreau să vă invit să vă uitați la dumneavoastră în oglindă. De când n-ați mai făcut asta? Aici avem o oglindă mare, 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 mare. Da, e... Arată altfel față cum... Curaj, vă puteți apropia, să știți. Mi-e frică. De ce vă mai este frică? Da, mai batoza, mi-e frică. Ce vedeți în oglindă acum? Țin mai slab, mai normal, mai altfel. Mai avem o variantă pe care noi am pregătit-o, pe lângă aceasta un pic cam clasică. Sunteți gata cu cea de-a doua variantă? Am păstrat... Acum mă uit eu în oglindă. Haideți să vedem. Am păstrat rochia și eșarfa, care e foarte bună. Și în rest am mers, cum vă spuneam, de trenci. Trenciul îi dă o siguranță mai mare. Mie îmi place foarte tare cum arată. Doamna Lenuța, cea de-a treia variantă. Asta pot să zic că îmi place mai mult. Și eu acasă când eram, mai mult pe negru umblam. Vă stă foarte bine. Pot să merg și eu acum pe picioarele mele. Și am ieșit și eu într-un mort și am văzut și eu. Surprizele au continuat și astăzi pentru doamna Lenuța. Dis de dimineață am luat-o de la hotel și, fără să-i suflăm o vorbă, am pus la cale o transformare de zile mari. Știți unde v-am adus azi? Păi nu știu, tocmai că m-ați luat de la hotel și m-ați ținut în suspans până acum. V-am zis, tremur toată, parcă... Când ați fost ultima dată la un salon de înfrumusețare? Așa. Ultima dată la un salon, cred că vorbiți ce nu trebuie. Păi cum? Păi tu, măi, cred că... Ultima dată am fost și eu la coafor când aveam vreo 15 ani, 16 ani, la o nuntă. M-am dus și m-am coafat și eu. Și iată că a venit vremea să vă ocupați de dumneavoastră. Da. Să aveți o coafură frumoasă, un machiaj. Ce ziceți? Așa, printre cât mai poți. Eu așa am stat atâția ani, numai mi-era rușine să ies până la toaletă. Iată că azi ne răsfățăm împreună, da? Nu pot să cred. Cum e? E foarte frumos, ce cum e. Parcă zici că e într-un magazin expus cu toate bunătățile. Aici am o bagajul noastră pe nume? Nu.
Încă nu. Și aici. Doamne. Nu o să vă mai recunoaște. Că nu. A început să mă iei cu călduri metale. Așteptați? Da. Rezultatul? Să văd, eu știu cum o faceți dumneavoastră, poate nu mă mai recunoaște nici bărbatul. Cine e acolo în oglindă? Sunteți mulțumită de dumneavoastră acum? Când vă vedeți așa? Da, da, încă mai trebuie să mai dau jos ca să pot fi mai mulțumită. Să pot să arăt și eu ca lumea, să nu mai fie rușine să ies pe stradă. Să mă mai închid în casă. Ei, și după cum veți arăta azi, chiar nu o să vă mai fie rușine. Oare? Da. Dumnezeu. Cum o să arăt și eu altfel decât cum eram obișnuită? Aveți încredere? Am încredere în dumneavoastră. Perfect. Da, cu ce perfect. Ei, uităm în oglindă? Eu așa zic. Așteptați? Da. Da? Foarte, foarte... nerăbdătoare zvuchii. Dar închideți ochii, da? Până vă întorc. Hai. Deci închidem ochii. Da. Încă puțin. Așa. Și acum puteți să-i deschideți. Doamne, Maica Domnului. Dar nu mai sunt eu care eram. Chiar nu mai sunt eu, domnișoară. Foarte frumos. Dar mi-a spus că sunt blondă, de ce m-am mințit? Blondă. M-am suspans, așa. Cum e, doamna Lenuța? E foarte bine și foarte frumos. M-ați făcut că nu mai sunt creață acum. Dar vă mulțumesc din suflet. Nu mai sunt eu care eram. Să știți că la fel sunteți și acolo, și în dreapta, și în stânga. Nu știu ce oglindă vă uitați. E foarte, vă mulțumesc mult. Alexa Bagiu s-a ocupat de machiaj și îi mulțumim tare mult. Iar în această seară vreau să o poftesc pe această femeie extraordinară alături de noi. Să-i strângem mâna și să o felicităm pentru că a slăbit 150 de kilograme fără operație într-un an de zile. Felicitări, doamnă! Arătați extraordinar! Sărut mâna! Ați slăbit 150 de kilograme într-un an fără operație. După ce 16 ani n-ați ieșit deloc din casă, da, și ați fost scoasă cu pompierii din casă. Da, da. Și ați făcut acest lucru pentru familia dumneavoastră. Da. Vreau să vă spun că arătați foarte bine, sunteți foarte frumoasă. Vă mulțumesc, cu ajutorul dumneavoastră arătați. Și vreau să vă spun ceva, uitați-vă la mine. Uitați-vă la mine, arătați foarte bine. Sunteți extraordinară și sunteți de apreciat, ați zis. Asta vreau să fac, de fapt, să nu-i vedeți. Ei vă văd acum schimbată și plâng pentru că își văd mama așa frumoasă și așa modificată, machiată, coafată, aranjată, totul. Oai, ce plânge Nora. Haideți să stăm aici lângă copii mai bine, nu ne mai mutăm acolo pe canapea, stăm aici. Sunteți extraordinară, lați un loc. Dumneavoastră ați slăbit 150 de kilograme într-un an pentru că v-ați uitat în ochii lor, ați văzut lacrimi și a zis, nu vreau să mor, vreau să trăiesc pentru ei. Da. Cum a fost? Greu. Dar trebuia să fac pentru copii, pentru sănătatea mea și pentru copii, ca să mai aibă lângă casa, acolo, lângă. Greu. Vedem imaginile acelea cu dumneavoastră când vă luau cu pompierii. Ca să vă ducă la spital. Da. Cu pompierii v-au scos din casă. Da, cu pompierii au venit vreo 3-4 salvări și n-a putut să mă... Să vă scoată. Da. Aveați 250 de kilograme. Depășeam. Și ați slăbit într-un an fără operație. Fără operație, de aia la stomac, cum se zice, cu... Am pus ambiția și voința la Dumnezeu și am mulțumesc la domn doctor, că m-a îndrumat Dumnezeu spre niște domn doctor foarte bun. Vedea Dumnezeu sănătate, că fără, chiar dacă am ținut eu și mi-era să... Vedem imaginile cu noastră înainte, da? Da, chiar dacă am ținut eu cu asta, adică am ținut așa, dacă nu m-a operat domn doctor, de burtă tot nu scăpam. De surplusul acela? De burtă, acela. Da, de și încă trebuie să mai... Dar dumneavoastră nu v-ați tăiat stomacul ca să slăbim? Ați slăbit? Nu. Normal. Normal. Ce ați mâncat? Ce ați făcut în anul ăsta? Toate legumele și toate fructele de pe fața pământului, da, erau zile, erau perioade care... Mâncam, da, ceapă fiartă în non-stop.
fără carne, prima dată când am început să țin, cam câte o bucățică de carne cumpărată, de piept, de pui, da. Atât. De unde? Fiartă. Și dumneavoastră... Și acum am lăsat aici... carnea și peștele, că pește fier și asta, și am dat-o pe ceapă fiertă, simplă. Fără sare, fără... Vedem, vedem imaginile aici cu dumneavoastră când v-au scos pompierii din casă, da? Da, da. Și dumneavoastră v-ați uitat la copii și a zis, eu trebuie să trăiesc pentru ei. O văd pe noastră dumneavoastră, plânge în continuu, mă iubește foarte mult. A stat lângă mine. Vă iubește foarte mult. Și toți copiii vă iubesc foarte mult. Și mai am una acasă care e bolnavă și aia. Mai am una acasă, cam patru, doi băieți și două fete. Nora dumneavoastră plânge, ești fericită că o vezi așa pe soacra ta? Da. Să ții microfonul, ia microfonul. Foarte fericită. Ești foarte fericită. Mă bucur pentru tine, iar dumneavoastră, doamnă, sunteți de lăudat la așa ambiție. Așa ambiție, un an de zile să mâncați doar legume și fructe, numai și numai să slăbiți. Și încă trebuie să mai dau jos până la a doua operație, că o să mai am nevoie de a doua operație. Cât trebuie să mai dați jos? Așa, cam după mine, domnul doctor mi-a zis mai puțin să țin, că țin prea aspru regimul. E prea severă cu ea. Sunteți prea dură cu dumneavoastră. Da, deci nu mănânc carne deloc, nici de... De cât timp? Când am început să mă țin așa, mai am zis că las carnea, las tot ce înseamnă carne, pește, tot nici pește de frică nu mănânc acum. Înainte mai mâncam câte o bucățică de pește fiert, câte o... Haideți că mai vedem acele imagini cu dumneavoastră, pentru că pentru mine sunt șocante acele imagini când v-au scos pompierii, când ați ajuns la spital și nu vă puteați mișca. Da, da. Iar acum ați rătați altfel. Ați fost astăzi m-a dus la un răsfăț. Care n-am umblat în viața mea. N-am zis că o să mai trăiesc, nu că să mai umblu primele acolo. Vă era frică că o să muriți? Da, normal, la cât arătam și la cât eram. Eram dita mai... Dar cum ați ajuns așa? Cum să ajung? Mai necazurile, mai lăsarea și nepăsarea... Căutarea o femeie, că asta am zis, că la toate femeile care să n-ajungă în situația mea și nu, să n-ajungă ca mine, să pună mâna să mai caute și ele să mai... Dumneavoastră ați ajuns și e bine să înțeleagă și femeile care se uită la noi, această delăsare ce înseamnă? Supărările și ați mâncat orice, mâncați oricând? Mâncam. Și n-aveam, deci când mă puneam la masă, cu toate că nu mâncam eu ziua seara, dacă mă puneam la masă, mâncam până nu mai puteam. Simțeam eu că, deci gata, m-am săturat. Iar mesajul dumneavoastră pentru femei este? Mai atente cu una cu mâncarea și să mai aibă grijă de ele, nu cum am fost eu. Dumneavoastră n-ați avut grijă de dumneavoastră? N-am avut, nu. Nu vă mai păsa? Nu, nu. Nu vă mai interesa? Deci am avut prea multe necazuri, prea multe supărări, prea multe. Și nu e bine. Iată, după atâta timp, v-ați dat seama că e mai bine să lupți cu supărările astea? Da, da. Și că e mai bine să înfrunți să lângă copii, supărările lângă și să fii lângă familia ta și lângă copii. Copii și lângă familie să fii. De ce mi-a dat Dumnezeu fața pământului? Să am grijă de ei, nu? Ca să fie ajuns cum eram acolo, nu? La 200 și ceva de kilograme, nu mă mai ținea nici paturile, aveam pat făcut. Uitați transformarea la... Uitați cum eram acolo și cum... Cum sunteți astăzi? Deci, a slăbit fără operație această femeie, 150 de kg într-un an, fără operație. Pentru că și-a dorit să fie sănătoasă pentru copiii ei. De ce mi-a dat bunul Dumnezeu? Să ia, să mai aibă lângă ei și eu să fiu lângă ei și ei lângă mine. Că tu mi-ai putea să-mi țin și o nepoție și în brațe. Uitați cum eram și cum sunt. Cum... Iar acum mâncați tot așa doar legume? Legumi. Atât. Păi da, trebuie să mai facem a doua operație. Cu adică a doua operație înseamnă să înlăturați surplusul mai de am, carne. Da, și surplusurile de piele mai am care au rămas cum am fost. Mulțumesc lui domn doctor că mi-au fost alături tot timpul. Câți ani aveți acum? 45 fac luna asta, pe 25 martie. 45 de ani? Da. Pe 25 martie? Da. La mulți ani. Mulțumesc. 45 de ani. Mulțumesc. În tinerețe câți kilograme, câte kilograme aveați? Aveam 60. Cât? 50-60. 50-60. Până 60. Până în 60. Eu vreau să vă felicit încă o dată. Vă mulțumesc mult. Să vă dea Dumnezeu putere multă. Și vreau să le spun celor de acasă că mâine o să vedeți, am avut ieri o bunică extraordinară, bunica Maria. Am văzut-o? Ați văzut-o? Am văzut. Am continuat cu dumneai ei și am dus-o
la Elisabeta Turcu, interpreta de muzică populară, preferata ei. Da. Așa că mâine o să aveți ocazia să o vedeți pe bunica Maria cum a fost acasă la Elisabeta Turcu.